Dă-mi, Doamne, să petrec ziua de azi încrezător în ziua de mâine. Ține-mă cu nădejde în cele sfinte și bune pe care Tu le așterni în calea mea. Și ține-mă cu tărie și fără îngăduire în fața celor deșarte și aducătoare de amăgire. Umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt și astăzi, Doamne, și nu lăsa să mă încerce nicio trimitere vrăjmașă. Ocrotește-mă și îndrumă-mă, ajută-mă și mântuiește-mă ca un veșnic și de viață făcător, Dumnezeu. Amin. Dumnezeule, Doamne, fântâna mea de încredere și de bucurie, cel ce îmi răcorești sufletul atunci când flăcările celui viclean mă înconjoară, cel ce îmi asculți rugăciunile și lucrezi neobosit spre a-mi îndeplini dorințele, îți mulțumesc că mă iubești. Îți mulțumesc că mă ierți. Îți mulțumesc că mă cercetezi și că îmi arăți ce trebuie să schimb în viața mea. Eu sunt ceea ce Tu vrei ca eu să fiu. Nimic pe această lume nu mă poate tulbura. Niciun gând nu mă poate întrista. Și nicio faptă nu mă poate întina. Cât timp port cu încredere de plină în suflet lumina Duhului Tău cel Sfânt. Las tot trecutul meu în urmă, împreună cu toate cele ce m-au apăsat timp îndelungat, și aleg să privesc spre viitor cu speranță, știind că Tu îmi vei arăta pe unde să pășesc și că iubirea Ta va alunga îndoiala și frica mea de necunoscut. Aleg să mă las copleșit de binecuvântările Tale și să mă bucur cu toată inima de clipa aceasta pe care Tu mi-ai dăruit-o. Și aleg să Te las să îmi vindeci orice rană trupească și sufletească și să mă învrednicești să devin în fiecare zi tot mai bun, mai smerit și mai conștient de iubirea Ta, cea atot pătrunzătoare și fără de margini. Dă, Doamne, să fiu mereu încet la mânie și repezit la iertare. Lucrează Tu prin mine și fă-mă parte din ceata celor ce îți înfăptuiesc lucrarea. Și lasă ca pacea Ta și bucuria Ta să îi cuprindă pe toți creștinii. Fie Ție toată slava și mărirea, Doamne, acum și până în vecii vecilor. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și
Sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!